Și în momentul în care merg, fac așa tot timpul, știi? Suntem bine. E exact ce trebuie. Uite și acolo e o plajă, dar nu aha. Și aici ne întâmpină băieții cu bărci. Three, two, one, foto, India style. Alina, India style. Hai cu neața și cu toate alea. Din frumoasa Brazilia. Alina, ce pe Brazilia ești azi? Da, îți place? Aha. Asta e la din Rio, nu? Foarte mult, da, de pe care l-am cumpărat de pe plajă. Îmi place foarte mult. E bine. Costumul. Mă simt foarte bine. De obicei la sutienele astea de costum trebuie să-l strâng foarte tare aici ca să poată să-mi susțină sânii, că ai mei sunt mai și în momentul în care merg fac așa tot timpul, știi? Și ca să-i strâng mai bine, să mă simt eu mai lejer, trebuie să strâng aici. Urcând ăsta mă simt foarte bine în el și slipul la fel, doar că slipul nu l-am pus, o să pun pe plajă. Asta duc în Caraibe. Dar Caraibe din Brazilia, la 30 de kilometri față de locul acesta unde suntem noi cazați, se află un loc foarte iubit de brazilieni și se numește Arraial do Cabo, supranumit și Caraibele din Brazilia. Am tot văzut poze pe internet, am tot văzut videoclipuri de la alți travel vloggeri și vrem și noi să mergem să vedem cu ochii noștri, să ne aducem aminte și de apa aia din Filipine, că se aseamănă, că e cristalină, vezi până ea, e și un pic de Caraibe și un pic de Filipine și să ne mai ducă și până cu gândul acolo la apa aia frumoasă și la nisipul ăla fin. Acum să intrăm pe modul Hulk. Avem poarta asta, poarta Avengers. Pe care am încercat să o deschid eu, dar n-am reușit. Ia uite și pe acolo. Uite și pe pușcărie. Pușcăriele! Trebuie ceva forță. Bubane, unde ești bubane? A plecat, nu-l interesează. N-a simțit miros de mâncare. Ca să ne bagi în seamă. Hai să urcăm, să mergem la plajă. Hai că am ajuns! Aproape am ajuns! Ia să vă ridic camera! Da, pe astea sunt excursii. Ele vin dintr-un port din apropiere și se plimbă pe aici. Îi plimbă, îi opresc și-ți facă baie. Deci pe cealaltă plajă. Mai e o plajă. Aha, da. Am văzut-o de pe drum, când coboram. Drumul, bucata asta e groaznic. Seamănă cu drumul către plaja Balos din insula Creta. E cam pe acolo. Ia, dacă de aici se vede bine. Hai să nu mă rupă farina pe aici. Cam așa arată Arraial do Cabo sau Caraibele din Brazilia. Trebuie să mergem aproximativ 500 de metri în față și să coborâm niște trepte, niște multe trepte. Facem și mișcare pe ziua de azi. Azi noapte n-am dormit din cauza țânțarilor. Da. Și nici n-am cumpărat soluție. Și abia am adormit. N-am făcut mișcare pe zi de azi pentru că nu am ales
barca, tocmai ca să venim cu mașina până aici, să ne bucurăm cât vrem de această plajă. Cu barca ești constrâns așa, să stai puțin într-un loc, puțin în alt loc și nu prea ai timp. Deși e frumos și cu barca, doar pentru bălăceală, că te oprești, te bălăcești, vezi mai multe locuri, dar noi suntem pe hiking. Aici știi cum era mișto? Ai pe jos. Și de unde? La cazare? Nu. Era greu, cred că dacă veneam pe jos de acolo, de la intrare. Da, era foarte greu. Ne-am plătit intrarea. Faza e că se urcă foarte mult și cu mașina am urcat mult. Și acum trebuie să coborâm. Dar știți cum e? La întoarcere o să fie frumos. Când o să iubească de la plajă, să urcăm. Dar ce o să primim acolo jos ca apă, atmosferă și peisaj, o să merite. Obrigado. Și de aici începem coborârea, ai grijă, Alina, către plajă. Hai că nu e așa complicat. De fapt, nu e așa complicat ca la Balos. Aici e amenajat. Da, da. Aici e amenajat, așa frumos, făcut. Și acum vezi că știi că nu era intrare ca să ajungem aici. Am plătit la barieră 20 de din astea. Da. Dar uite că oamenii se ocupă, ceea ce e foarte bine. Adică măcar știi, bă, am plătit să intru pe o plajă. Dar uite, până acolo e amenajat. Da, e frumos de tot. Am cum se vede de aici. Grigi. Tu vei cu ce nu e cu ce mă Până la urmă avem de cobor destul, pentru că după ce am crezut eu că s-a terminat, a mai venit un rând. Și nisipul, ia uitați cât de alb este. În contrast cu marea asta albastră, arată bine. Mult mai aproape de Filipine cu nisipul alb. Da. Și vezi că plaja asta nu e mare, dar mai multe. Încolo este o altă plajă. Nu știu cum, dacă se ajunge de pe plaja asta și în... Da, și în stânga sau dreapta. Uite, și acolo e o plajă, dar aha. Vedem. Și aici ne întâmpină băieții cu bărci. Ia barcă, ia scuter. Vedem barcă, foarte mulți cactuși aici. Da. Tocmai bine când vezi unul, dar du de la mare așa, să-mi faci un vânt. Direct, dar ăla de ieri era forță, mă. Și la origine. Bă, nu știu ce zice, a zis pe limba lui. N-am înțeles. Dacă vreau sombrero, nu știu. Cred că la pălărie asta. Cred că de pălărie vorbește. Da. Hai să vedem direcția. A, încolo sunt stânci, deci nu e capătul, nu se poate să o luăm. Hai așa. Că din ce am văzut, sunt și locuri unde să stăm cu prosopul. Și aici, ca în toate locurile foarte populare, deja sar pe noi și observ că este primul loc unde vânzătorii ăștia sunt mai agasanți și sunt mai insistenți. Ah. Aici văd că te atacă la fiecare pas. Au sărit lupii pe noi, Alin. Da, aici am observat că sunt în Columbia. Nu interesează dacă tu ai treabă, dacă la cameră, filmezi, da. Tu trebuie să le răspunzi. Da. Și după aia te ia altul de fresh, da? N-are nimic. Noi trebuie doar să ne găsim un loc. Cred că se poate ajunge. Stai să vedem, să mergem până la capătul acestei plaje, să vedem dacă putem să trecem. Hai pe aici. Ai luat prosop ceva? Două, da. Două, e bine. Suntem bine, e bine. Mamă, dar câte bărci sunt, frate! Sigur le pe care le-am sunt alea două de plajă. Ia, stai mai așa să nu ne
facem Adidas și Zrință. Uite câte bărci sunt. Deci dacă ar pleca toate bărcile de acum, cred că ar rămâne plajele astea pe jumătate libere. Brazil mod activated. Activated, da. Am găsit aici un loc la umbră, cum îmi place mie. Are și aluna soare puțin mai în față. Suntem bine. E exact ce trebuie. Și bagă-te în apa asta. Ce vrea Lino? Altă apă. Hai că te obișnuiești, bagă-te odată până jos și ia aer. Three, two, one, foto. Obrigado. 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 Da, ia-ți-ne puțin asta. Să văd dacă mai am ceva în buzunar, nu mai am nimic. Gata. Acum dăm cu. Asta poate să intru puțin sub apă, că dar ce rece, ma. Te-ai obișnuit? Ma. Intră altfel acum. Aulu, aulu, mi-ai intrat acolo. M-a atins la toate cele. Mama, ce rece. Trebuie să intri. Trebuie să intri. Știi tu, trebuie să faci două. Uite, acum în sus și mie mi-e rece. Ma. S-a mai subțiat soare. Ma. Aulu. Aulu. Pe partea asta aici e Oceanul Atlantic. De-aia așa rece. Mamă, cât de rece. Ați minte cum era la Filipine? Era ciorbă. Se distrează, se distrează oamenii aia pe barca acolo, se aude aici muzică, dans. E nebunie mare acolo. Toată lumea fuge de aici, din zona asta. Aulă, 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 ce rece. Fuge în partea alta unde e soare. Aici soarele ușor, ușor se duce după muntele ăsta și rămâne acolo. O să ne deplasăm și noi în direcția aia, că nu se mai poate aici. Alina, dacă vrea să se bronzeze, se bronzează la umbră, n-are unde acolo. Văd că acolo încă mai e soare. Dar de acolo am venit, așa că o să mergem în partea aia. Să-mi găsesc eu un loc. Mamă, știi unde e mișto? Acolo sus, pe dealul acolo. Pe duna aia de nisip. Poate găsim și noi un cocktail, o figură. Găsim și noi aici, pe... Cum îi zice, mă, că am uitat, Arraial do Cabo. Înoată, Alina, înoată până în Bragadiv. Aute, mă, ce se duce, mă, ce stoasa. A, mie încă mi-e rece, hai, leu. Hai, ce stoasa, hai. Ei, n-am făcut deloc mișcare în apă azi. Doar am stat așa. Recuperezi acum. Tu doar așa... Au luat în toate felurile și câinește. Tu doar așa și să înoți? Da. Doar câinește? Nu! Aici oricum îți permis că e apa mică. Da! Îți place? Da! E chiar mișto zona asta. Într-adevăr, se ajunge greu și cu mașina se ajunge greu, dar e foarte frumoasă. Și vin oameni, adică în continuu. Uite, așa de fapt cred că... Ba nu, au venit din partea aia, au coborât și acum se duc acolo. Dacă pe acolo oare cum să ieși, n-ai cum să ieși pe acolo. Văd un drum, dar e că drum la privat pe care l-am văzut când am venit, că e o casă acolo. Și nu se poate, nu vă pe nimeni să urce pe acolo, adică toată lumea vine din, de pe scările alea, de acolo. Ai lăsat telefoanele, da? Da, da. Hei, și chiar dacă l-aveam în buzunar, ele rezistă la apă, nu-i problemă. Eu zic să ne grăbim, să mergem acolo. Ce, se umple? Se umple de oameni? Păi da. Să mai găsim și noi loc. Băia, tu. Am băgat Cezara, m-a băgat pe sub apă cu camera aia, uite. Gata, m-am obișnuit acum. Sunt ca... Ați văzut Avengers cu Thor. Când era el necăjit, că a murit tovarășii, că i-a omorât Thanos și a stat el acolo în Suedia, pe undeva, și a băut multă bere. Oh! Acum scoți ciocanul. Nu scoate, te rog eu frumos. Hai să mergem acolo la soare. Hai.
Soare, venim! Seara, începe și crește apa pe aici. Am plecat ca indien. Ia vedeți. India style. Alinau! India style. Auzi, când plecăm de aici, să sperăm că nu crește apa în așa fel încât să nu mai... Să mai plinești, da. Ia uite cât de mare e aici. Ma! Bă, dar ce repede a crescut când am venit, era... Nu era nimic aici. Era nisip. Era puțin, da? Ai văzut tu? Și trebuie să mergem, ia uite, vezi că s-a dus soarele și de aici. Trebuie să mergem mai în față. Hai că aveam impresia că e foarte aglomerat aici, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa aglomerat. Ne găsim un loc. Hai în... Poate ai puțin mai în față și o luăm în stânga. Oh, dar ce bine că mai bate soarele pe aici, pe la oameni ăștia. Hai, uite pe aici, în stânga. Ne-am găsit locul aici. Adevărul e că aveam de unde alege. Că spațiul este mare. Vedem ce găsim pe aici, pe la barul ăsta. Găsim cine, o caipirinha, o ceva, o... Să-mi iau și eu ceva bun. Ce fac ăștia acolo? Am crezut că este cu scandal. Ia să vedem aici. Aici e cineva, oare? Nu e nimeni. Mergem la ăștia pe scandale aici. Creveți, nu știu ce. Pe mine mă interesează. Caipirinha, 25. Sucuri. Mama, dar să te dai aici la creveți, o salată de creveți e 130 de lei. Cârnați pe grătar, 170 de lei. Păi, leu. Rămânem la caipirinha. Vegază? Gata, Cezaro și-a luat caipirinha. Hai să mergem aici, mai pe lângă apă, că așa e frumos. Să savurăm băutura tradițională din Brazilia, așa pe lângă apă. Pe lângă Oceanul Atlantic. Aici nu știu ce vând ăștia. Ceva dulce, văd că și cu banană, cu ciocolată. Și s-a dus soarele și de aici, ia uite. Se mută tot mai încolo. Vreau să vă spun ceva în legătură cu prețurile în, unde am soarele încolo. În toată America de Sud, plaje ca acestea și apa așa frumoasă, nu prea găsiți. Adică sunt câteva locuri în Columbia, sunt câteva locuri în Brazilia și cred că atât. De aceea totul este aici foarte scump, foarte aglomerat
pentru că lumea când are vacanță nu prea are de ales. Sunt locurile astea sunt destul de mici și de-aia se înghesuie. La bărci nici n-am îndrăznit să văd care sunt prețurile, dar v-am spus, nu mi se pare o experiență foarte, foarte mișto, adică să pierd vreo 5 ore, să stau pe barcă, să ascult muzică și să mai sar din când în când în apă, nu mi se pare așa wow. Acum să vedem cât o să mai mergem în Brazilia, dacă o să mai dăm de astfel de plaje sau măcar așa, să semene cu plaja asta. Noi o să mergem până în Fortaleza, care este destul de sus, o să mergem așa, pe lângă ocean. Ne uităm pe Google Maps, când mai vedem o plajă frumoasă, oprim, facem o baie, dormim 2-3 nopți în orașul respectiv, după aia mergem mai departe. Dar trebuie să ne calculăm pentru că avem o lună și mașina, am întrebat acolo la unde am închiriat mașina și au spus că e posibil să trebuiască să o aducem înapoi, pentru că am întrebat dacă aș vrea să o prelungesc pot și a spus se poate sau nu se poate, în funcție de cum e cererea. Dacă e cererea mare, mă obligă să o aduc înapoi. Dacă nu e cerere, o să-mi zic că mă, pot să o păstrez. Vedem. Dar treaba e că mi-a spus ei anunț înainte cu 2-3 zile ca să-mi confirme dacă pot să o păstrez sau nu. Gata, Alino, haide. Gata, că s-a lăsat și seara. Da, bine, nu s-a lăsat seara, dar s-a dus soarele după dealurile astea încolo. Bă, ăștia sunt cei mai hoți posibil. Fură ăștia, dacă nu ești atent, îți ia și înghețata, îți ia și tot ce vrei. Acum înapoi, trebuie să o luăm înapoi prin apă. După care, Alina, să urcăm multe trepte. Vedeți și voi că s-a golit destul de mult și partea asta. Bărcile au început să plece și cineva ne-a întrebat dacă vrem taxi. Adică și pe mine dacă da? Vreau taxi barcă. Și am zis că mașina a fost. Da, aici mai sunt bărci astea care te duc în cel mai apropiat punct de unde poți să iei basul sau mă rog, sau poate ești cazat aici în apropiere și ca să nu mai mergi pe jos te duc e frumos pe apă. Aia, am zis, noi avem tot ce ne trebuie, avem mașina sus, suntem bine. Să vedem un aici în areal de Cabo, dacă găsim până când mâncăm noi mai pe seară, că e de vreme, e cred că undeva la ora 4 ceas. Cam așa. Și m-am uitat la ceas. Să luăm și noi ceva. O gustărică? Am văzut niște burgeri din aia simpli, combo. Da, aia i-am văzut la, în partea da, alaltă, la noi. Mama ce-a crescut apa. Stai așa să-mi pun ghiozdanul sus pe umăr. Mamă, cum ajungem noi pe partea alaltă, Alino? Hai că mergi. Aia, acum e ok. Bine că nu sunt valuri mari. Dacă erau valuri mari, nu, n-aveai cum să treci. Știi că așa, în Boracay, dacă ții minte, cam așa am prins atunci ziua aia în care am găsit plaja aia secretă. Știi? Da, și a doua zi era o plajă mai mare apă. Da, a doua zi nu mai mergea. A doua zi era... Tu, eu n-am mai... Da, m-am dus eu. Ia uzi pe ăla ce fluieră. Bă, ai fluieriș la gură. Ia uzi, are alarmă. Chiar la gură are fluieriș. Cred că nu, cred că făcea din gură așa. Are alarmă, mă, ai ștoul lui. Asta cu cutia asta făcea așa. Scârție. De fapt asta scârție din toate încheieturile. Ia uite-l pe nepotul ăsta cu copiii. A luat toți mușchii de la sal. Hello. A luat toți mușchii ăla mâncare. N-a lăsat nimic la nimeni. E ca să aibă și pentru copii când o crește. M-a lăsat și mie câțiva să mai fi luat și eu nimic. A luat tot. Hai că mai avem un hop acolo. Mâine, Alina, dacă ține vremea cu noi, adică în următorul vlog, am o plajă șmecheră unde se stă fără costum de baie, cum ne place nouă. Ne place nouă. Da, ca pe greche. Am găsit... Doar să plecăm mai devreme de acasă. Nu, e în apropiere de noi. Ideea e să nu se strice vremea. Ca inițial am văzut că de luni
Adică de mâine se strică vremea aici, după aia s-a schimbat. Am văzut că e frumos. Așa e, după zi pe alta se schimbă aici totul. Și am găsit o plajă în apropiere, unde putem merge să stăm așa, cum ne-am născut și cum ne place nouă. Acolo o să facem și ceva poze. O să facem și un vlog de acolo. O să facem două vloguri. O să vedeți cum arată plaja aceea și cum se ajunge. Și continuarea de acolo, ce nu se poate posta pe YouTube, o să o băgăm pe OnlyFans. Da, pentru că acolo... Să mergem acolo, să vedem ce și cum. Da, pentru că acolo putem să facem chestia asta. Acolo putem posta fără probleme, așa cum vrem noi. Nu ne restricționează nimeni. Alina, trebuie să ne curățăm pe picioare. Da, am să urcăm. Mai ai apă? A, vrei să urcăm până sus? Hai să urcăm, hai. Am luat o pauză. Să ne mai uităm și noi odată la priveliștea asta, pe care probabil o să vedem o dată în viață. Cine știe dacă mai ajungem pe aici. Și mai avem? Ia uitați-vă cât mai. Cred că mai mult un pic. Dacă te uiți în spate, cred că e mai mult. Alina o să învăța cabina de probă oriunde aici, în Brazilia. Ce să mai stai așa, să mă duc la mașină? Gata, l-am biruit. Gata. O să vorbesc acum. Mi-a trebuit puțin timp până să pot să vorbesc. Am obosit? Da, am obosit un pic. Hai. Hai la mașină acum. Mai avem de mers încă vreo 200 de metri, așa. 200, arăta 500 de metri pe hartă. Până aici la scări. 500. Să vedem acum unde avem cel mai apropiat punct să întoarcem mașina. De fapt, dacă e destul de lat, că nu mai țin minte ca aici, o putem întoarce, că nu-i mai mare ca asta. Da, o întoarcem. Da. Cum ți-a părut plaja? Foarte tare. Mi-a plăcut, apa frumoasă. Cam rece? Nu contează, că te obișnuiești. Și mi-a plăcut că soarele ăsta a fost așa pe fugă. Păi aici e problema cu soarele. La ora 5:30 este apusul. Vă dați seama că deja de la 2 începe și coboară. Și mai ales aici, când plaja este foarte jos și apusul este încolo, deja de la, după cum spuneam, de la 2 încolo, începe soarele să fugă. Ce drumeție! Și pe mine soarele cât uși de la puțin. 9. Trebuie să merg de dimineață până seara, dar cine stă? Nu stă nimeni. Da, doar așa. Așa se pleacă de aici, nu? Da. Am crezut că se urcă mai mulți în remorca aia, dar vă căs doar doi. Da. Erau mai mulți în spate unde am văzut noi și am recunoscut că erau cei de la Caramatiu, că-i prin ea, și mai aveau încă un bar lângă. Gata, au strâns să plătești ei acasă. Păi eu am fost ultimul client. Cine să mai rămână vos? N-ai văzut că și nivelul mării se... Da, da. ...spurcase. Nu mai găsim mașină. Și pe aia la poliție? Da, e mai în față. Uite-o. Este, mă... Cau mașina și nu o găsesc. Păi mașinii se apeleze la mine. Hai că se poate întoarce și aici. Da. E destul de mare spațiu. Vrei să rămân eu să te ghidez? Nu, n-am nevoie aici de ghidaj, că e destul de mică mașina, nu-i problemă. Nu-mi fac probleme. Cheia, scot-o din ghiozdan, să băgăm ăsta în portbagaj. Și prosopul, să-mi scoți un prosop, să-mi pun pe scaun, că sunt... Încă uți de apa mari să nu pătăm scaun. Gata? Ai deschis? Da, dar am mușcat țânțări. Hai, pe cine oricum? Toți țânțarii te mușcă. Păi da, dar...
Tu ești magnet de țânțari. Și aseară m-am mușcat și pe mine, ce-i drept. Dar m-am mușcat anebi de degetele de la mâini, de degetele de la picioare. Păi și pe mine la fel, de degetele de la mâini, dar nu știu cu mâinile mele. Am prins, vezi că eu aseară am prins vreo 4 țânțari. I-am prins. Unul știi cum l-am prins pe unul? În urechi. Am auzit... Și ți-a dat capac. Și am făcut... Și auzeam... Și am făcut așa, am făcut un pic așa până l-am prins. Da-te încolo de aici, gata. Dacă condamnat intra, la moarte. Dacă intra mai adânc. Ei, intra mai adânc, nu intra mai adânc. Mamă, cum e la ăștia la magazin cu lift din ăsta, pe afară, ce mai trebuie să iei? Să mai iau niște morcovi și brocoli, dacă e, pentru puiul din seara asta și apă. Nici nu știu în ce sat, cred că suntem încă în Cabo Frio. Imediat după Arial do Cabo este Cabo Frio. Cred că acolo suntem. Am văzut în drum supermarketul în timp ce Alina băga son. Stai să oprim aici, da? Să ne luăm ce mai avem de luat. Rutina noastră de aici, de acasă, între timp ce eu îmi copiez fișierele. Alina, în seara asta ce ne-ai pregătit? Ce ne pregătești? Ia spune. Pui cu legume și orez. Acolo ce se întâmplă? E... Brocoli. Brocoli, ma. Și suntem cu sănătate, domne. Cu morcov, cu brocoli, cu tot ce trebuie. Da. Și aici e puiul pe care l-am cumpărat alaltă. Da. S-a dezghețat? Nu în totalitate, dar oricum nu o să-l pun pe tot, pun doar jumătate din ăla, că e mult, foarte mult. A, păi mai facem și mâine seara, nu? Da. Adică jumate azi și jumate mâine da, seara. Da, da, da. Și l-am dovedit. Pentru că noi plecăm. Poi mâine plecăm. Da, poi mâine plecăm și noi ne-am calculat cumva să ne ajungă exact cât stăm aici. Aici exact. Ce e? Pentru... Cuțu, am curățat păstrat, puiul. Ai păstrat și pentru cuțu. Da, am păstrat cumva să-i lăsăm și lui cărniță pe ce-am curățat. Să vedem rezultatul. Mamă, ce avem aici? De să facem o scurtă recapitulare. Piept de pui? Alina, ajută-mă că tu ai gătit. Piept de pui cu încărnat semi-afumat și orez cu legume, brocoli, ceapă și morcov. Abia aștept să intru în el. Cu putere. Vedeți că e bine nebunia asta, deci. Mie mi-a plăcut și orezul de seară, care era... mult mai light ca ăsta. Acum am mai băgat alina cu morcov cu astea și e bun. Și puiul, forță și în combinație cu cârnații ăștia ce am găsit la magazin, sunt niște ia să vă arăt niște cârnații așa ceva afumați sau semi-afumați habar n-am, dar sunt gustoși. E bine, dacă mâncam asta în oraș. Amândoi fac 120 de lei, nu plecăm pe aici, pe zonele astea. Da, în zona asta. Mm-hmm. Mai departe o găseam mai ieftină. Da, da, da. În mod normal. Și plus de asta, eu și mâncă știi, unul la bani, pe bugetul nostru, și ieșim în câștig și pe partea de mâncăm oricum cum vrem și gătim da. Ce vrem.
Păi în zona asta super turistică, un buget așa doar pentru a mânca, undeva la, pentru două persoane, cred că undeva la 30-40 de dolari pe zi. Și vorbesc de o masă. Nu zic dacă cumva și dimineața vrei să mănânci, să ieși, să iei micul dejun, mai bei și o cafea, mai te duci bine. Într-o zi cred că 60 de dolari pe mâncare pe aici lejer te duci. Dacă mănânci dimineața și seara. Dacă mănânci dimineața la prânz și seara, deja trebuie să fii bogat. Nu, nu merge. Oricum, noi încercăm prin fiecare zonă prin care mergem în Brazilia și pe unde vom ajunge, o să facem o balanță așa între a găti acasă și a mânca în oraș. Da. Oricum sunt curios de zonele astea mai, nu așa turistice, mai retrase, când o să ajungem și în zone unde sunt turiști zero, să vedem o mâncare de acolo, că am înțeles că mâncarea aici diferă de un stat la altul și da, suntem curioși să încercăm și mâncarea lor, că na, doar și acesta este un motiv pentru care suntem aici și vizităm această țară, iar mâncarea face parte din cultura lor și atunci vrem să vedem ce fac ei, cine și poate rămânem cu ceva. Până acum faza aia cu cartofi, orez, fasole și cu pezmet, oricât am vrea noi să facem acasă, nu o să facem. Că nu, adică mănânci acum așa, știi, când e să da, tăi ceva, dar nu merge, nu poți. Mâncat odată de două ori că am ajuns aici și am te zis umfli. Că asta este obișnuință la ei, dar nu pot să mănânci aia fiecare zi. Te faci ca balon. Da, adică noi în România ne ferim să mâncăm în fiecare zi cartofi prăjiți. Ne anumite da. Să și cu pezmet și cu fasole și cu deci cumva, orez. Cumva și pezmetul ăla e pâine, deci mănâncă cartofi prăjiți cu pâine, cu orez, da, am încercat cu fasole. Am încercat să amestec pezmetul ăla cumva cu fasole, cu ceva ca să-l mai umezesc. Nu, nu e necăcios. E pezmet uscat. Dar ai niște sculă aici, că îți faci niște chestii. Ce-ți faci aici? Îmi fac și-o pedicura, manicura. Apropo, pe spate, fratele Bogdan și cu Adriana, ne uităm aici la ce face ori până la Laos. Bine, ne uităm și la bătrânul backpack și la Cristi. Da. Acum era la rând Bogdan și cu Adriana. Frumos în Laos. Chiar e interesant, de o țară care am sărit-o, dar n-am mai, nu știu, am trecut așa cu vederea. Uite, ei n-au făcut chestia asta, s-au dus și e foarte mișto la Laos. L-am pus pe listă. Dar arată... Prima dată Vietnam și... Nu Vietnam, Filipine și Bali. Arată dubios cu la asta. Ce... E un creșișor. Mama, zici că ești din sou. Zici că ești din sou. Do you want to play a game? Nu, da, e bine. Oricum ai dau o să știi că arată dubios. Și mai ai tu o chestie care pe mine mă duce cu gândul la sau. Nu mai am pe aia. Ai o sculă cu care îți faci genele. Nu. Mama, aia e horror. Nu mai am pe aia. Am aruncat-o de mult. Bine ai făcut. Aia chiar mă speria. Păi, dar era veche, dar trebuie să-mi caut alta. Ma. Am de ce? 9:30 sau aproape 10 și zici că e 3. Da, 4. Așa se simte. Deci te simți, ne simțim de fapt așa de obosiți cât avem impresia că e 2, 3, da, pentru că la ora 6 e întuneric aici, la 6 seara. Eu mă echipez de... Uite, vreau să rămân pieptul gol. Mă echipez de somn. Că la început o să-mi fie frig. Și după aia ți-e cald. Și după aceea am dat 6 de jos, cum am făcut 6 noapte. După aia, nu, azi noapte. Pentru că o să fie cald. Azi noapte mi-ai zis să dau și-o drumul la și asta. Și să dau, da. Și să dai drumul la asta, că era atât de cald, deci nu mă puteam. Mă căuț în țară și mi-a și cald în același timp. Și, da, am avut mânecă lungă. Aia a fost. În noaptea asta nu cred că o să fie chiar atât de cald. Mâine încercăm plaja aia de aici, din apropiere, dacă e frumos și sper să fie frumos. Deci unde... e cald. Unde putem să facem baie fără costume de baie. La deșpuiat. Da. Deșpuiem totul de pe noi. Uite așa, uite așa, uite așa. Apropo, am luat și cazare pentru după ce plecăm de aici. Adică... Doar că până la cazare aia trebuie să conduc vreo 7 ore. Începem cu distanțele aia mari.
O să fie ceva de mers, da? Și cât noi avem până la prietenii noștri? Păi, o ca să stăm... Ca să nu treacă timpul, să nu ne dăm seama, să treacă luna, să ne dăm seama că nu mai avem să ajungem. Nu, că o să stăm, am luat doar 3 zile acolo, în următoarea destinație. Uh-huh. Și după aceea, ori direct la ei, ori mai stăm 2 zile într-un loc, pentru că nu-mi dau seama ce distanță e de acolo, pentru că aici distanța e mare. Dacă ar fost să conducem de aici direct la ei, erau 18 ore de condus. Sunt mari distanțele. Trebuie să le cumva am 18 ore. Asta ca să nu fie atât de obositor, ai putea să le împarți în 3. Da, problema aici în Brazilia e că ei pe autostrăzi au limita de viteză la 100 de kilometri, dar nu e, adică nu poți să spui că mergi cu 100 de kilometri la oră pe, nu știu, pe un tronson de 200 kilometri. Nu, mergi cu 100 kilometri la oră, după aia se face restricție de 50, după aia de 40, după aia ieși pe un alt drum, se poate face și 30, sunt o grămadă de speed bumpere, sunt și făcute din beton. Sunt o grămadă de și camere. Majoritatea nu le vezi, nu le observi. Da, și sunt multe camere, foarte multe camere de viteză și toate funcționează. Și sunt la modul ăla că dacă e limită de 40 și ai 50, trebuie să plătești. Și este biletul este 60 de lei de ăștia de-a lor. Și zici că n-ar fi mult, dar sunt foarte multe camere. Și dacă, și dacă nu ești atent, noi avem cardul înregistrat la firma de închiriere auto și când o să lăsăm mașina o să ne scoată un sul de la de hârtie igienică, care de fapt este sunt bonuri, nu se mai termine, știi? Ca papirusul la egipten, îi dă drumul și forță. Da. Mâine mergem să vedem care e treaba cu plaja asta de aici, să ne facem de cap la modul că să ne facem baie, să stăm la soare așa cum ne place nouă, să facem și niște clipuri, niște poze, să mai bage Alina pe rețelele de socializare pe unde activează ea. Da, mă gândeam că mâine nu știu cum este pe plaja aia și dacă e frumos și o să fie soare și așa mai departe, o să-mi iau și stativul cu lumina aia pe care pun eu telefonul, că poate, până la urmă nu măcar încărcă. Suntem cu mașina. Ei, nu, dar vezi că plaja asta e la momentul după ce lăsăm mașina, trebuie să mergem ceva. De asta zic, vedem. Păi da, dar pot să iau stativul. Adică stativul, nu, da, pot să le iau, nu e niciun fel de problemă. Nu e ca și când aș căra nu știu ce în spate, că eu nu o să am nimic, o să am doar stativul. Dacă restul le am eu în spate. Tu, îmi ies, da. Așa că până mâine, adică până la următorul vlog. Oameni dragi, vă așteptăm și pe Instagram, Caesar Show, și pe Alina Daminescu. De asemenea, vă așteptăm și pe OnlyFans, Alina Daminescu. Nu uitați să ne lăsați un like acestui clip dacă v-a plăcut, să-l share-uiți dacă doriți dumneavoastră și să dați subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. De asemenea, puteți să apăsați clopoțul pentru notificări ca să vă apară următorul vlog de la plaja de nudiști cu noi. Noi vă pupăm, vă îmbrățișăm cu drag și seară frumoasă să aveți! Alina, cum zic brazilieni? Bum, 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 bum! Nu așa! Nu? Cum zic e noapte bună? Ah, boa noite! Boa noite! Boa noite!